Bună seara, doamnelor și domnilor! Săptămâna aceasta rămânem cu vremea răcoroasă, iar de marți se întorc și aversele. Ne oprim întâi pe continent unde se așteaptă vreme destul de frumoasă. Mâine doar în bazinul central al Mediteranei, în centrul și în nord-estul Europei sunt anunțate ceva ploi. Temperaturile cresc în vest, în centru și prin nord, iar în peninsula iberică persistă canicula. Ploile din intervalul următor vin întâi în sud, în centru și în nord-est. Mai târziu apare un nou val de ploi care acoperă mare parte din sud-estul Europei până spre centrul și zona cam răcoare. Temperaturile rămân extrem de modeste în depresiuni până la 3 grade Celsius, iar în sud-est la malul mării abia se ating 15, poate 16 grade Celsius. Câțiva stropi pot să apară la începutul nopții în nord-vest și în zonele de munte, iar ceața revine spre dimineață iarăși în estul Transilvaniei. Mâine avem altă zi răcoroasă, se încălzește ușor, cerul va fi curat până după prânz, apa, apoi apar în nord de averse, în nord-vest, iarăși la deal și în zonele de munte. Ploile vin pe zone restrânse, vântul va mai avea unele răbuvniri și temperaturile saltă cu vreo 2 grade față de astăzi. Maximele vor fi de la 19 la 28 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Muntenia și că tot am ajuns aici, în București va fi tot răcoare, azi am și o minimă în jur de 13-14 grade Celsius. Mâine răcoare de dimineața și ceva mai plăcut după prânz, când vor fi 27 de grade Celsius. La munte se încălzește lejer și atmosfera va fi plăcută mare parte a zilei. Pe seară mai apar câțiva nori de averse, în stațiuni vor fi 16 grade la stâna de vale, 14 păltiniși. Pe litoral mâine va fi soare și mai cald ca astăzi, vântul sporește în intensitate, iar apa mării se mai răcește puțin în stațiun 24 de grade. Așadar, răcoare va fi și mâine, chiar dacă temperaturile mai cresc cu 2-3 grade. Norii apar după prânz și pot lăsa averse în nord-vest la deal și la munte. Și marți avem vreme răcoroasă, în sud la deal și la munte vin aversele din când în când, dar prin celelalte zone atmosfera va fi ceva mai liniștită. Vântul se întețește în sud-est, iar presiunea atmosferică scade ușor. Miercuri se anunță vreme urâtă, norări persistente și ploi în toată țara. Se pot aduna cantități mari de apă, vântul va sufla mai tare în sud și est, iar temperaturile ating 28 de grade doar în zona Dobrogei. Iar joi, instabilitatea persistă, ploile apar temporar peste tot, iar aversele vin din nou cu fenomene electrice și porniri ale vântului. Dar atât despre vreme au deschis poarta către altă lume. Acum trebuie să o apere pe a noastră, Fantastic 4, apoi acțiunea e virală cu Tom Cruise în rolul principal, Misiune Imposibilă 2. Să i-o seară ca în filme. La revedere!